Asta am de gândit. În rest nimic. N-am alte probleme. Blocul din imagine este unul dintre imobilele afectate după ce dimineață pământul pe care sunt construite a început să se surpe. Pe strada din apropiere s-a format rapid un crater adânc de 2 metri. Locuitorii din zonă sunt alarmați de amploarea alunecării de teren. Dimineață, deci pe la 9 a început, nu era așa, acum s-a agravat. Vă temeți? Sigur. Dimineață când am plecat la muncă, în jurul orei 9, nu era așa grav, era puțin pe stradă și puțin pe trotuar. M-am întors de la muncă pentru că m-a sunat vecinii să mut mașina și am observat cât de grav este acum. Pare că se îndreaptă spre bloc. Strada a fost închisă circulației, iar traficul rutier a fost deviat. Mai mulți experți urmează să evalueze acum situația. Autoritățile locale le-au transmis oamenilor să nu mai stea în blocurile din apropierea craterului. Marea noastră rugăminte e, ieșim cu copiii, cu bătrâni, să nu stați în bloc. Nu intrăm deocamdată nicio panică, să vedem ce spun specialiștii. M-am mut cu părinți. Ce să mai fac în situația asta? Nu mai cum să-i vinzi, nu mai faci nimic aici dacă se surpă bloc. Pe o zonă destul de largă avem surparea mare pe care o vedeți și dumneavoastră și câteva cratere micuțe sau crăpături, mai bine zis, micuțe de o parte și de alta a surpării. În momentul de față, până nu se face o expertiză clară și până nu știm un motiv concret, nu ne putem pronunța. Mi s-a comunicat de la prefectură că se evaluează situația. Avem o autospecială trimisă la fața locului pentru asigurarea zonei în ideea în care s-ar întâmpla ceva, dar a fost strict ca recunoaștere, dar nu am avut pentru ce să intervenim. La finalul anului trecut, într-o altă zonă a orașului au apărut crăpături în sol care au afectat câteva gospodării și case. Atunci oamenii susțineau că de vină ar fi exploatările de la Salina din zonă, fapt infirmat de compania care administrează Salina Slănic Prahova. Detalii despre situația de la fața locului ne dă echipa TVR care a ajuns acolo. Dragoș Poroșnicu este cu noi în direct. Dragoș, bună ziua! Te ascultăm! Bun găsit tuturor! 23 august se numește strada din localitatea Zlănică Prahova, care s-a surpat în această dimineață. Aceasta se află chiar în spatele meu, o puteți vedea mai exact. S-a format un crater cu adâncime de peste 2 metri pe o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați. Pentru a îndepărta orice pericol, în urmă cu puțin timp, autoritățile au evacuat 20 de persoane care locuiau în blocurile din proximitatea zonei afectate. Așa cum vedeți și dumneavoastră, la fața locului au ajuns mai mulți angajați ai Departamentului pentru Situații de Urgență și IGSU, care vor forma echipe cu specialiști din domeniul construcțiilor și domeniul minier pentru a afla care este cauza surpării. Cel mai probabil, la prima vedere, surpare a avut loc din cauza zăcământului de sare pe care stă întreaga localitate. Important de precizat este faptul că la finalul anului trecut, într-o altă zonă a orașului, au apărut crăpături în sol care au afectat mai multe case.